Ne aflăm înainte cu câteva zile de Final Four-ul Cupei României, care va avea loc la Cluj. Cu ce gânduri privește această competiție și tu și echipa ta? Noi plecăm destul de optimiste. Important pentru noi este câștigarea unui singur meci. Vom da totul, bineînțeles, că la fiecare meci ne dorim să câștigăm și, bineînțeles, asta nu va scăpa, adică și aici ne dorim să câștigăm. Va fi un meci, adică cele trei meciuri vor fi foarte grele, însă cel mai important pentru noi este să terminăm sănătoase, pentru că urmează și lotul național și asta este cel mai important, dar vom da totul, repet. Veți juca la Cluj, unde atmosfera este electrizantă. Au fost 7.000 de oameni la meciurile naționale. Cum e să joci într-o asemenea sală? Este extraordinar. Cei de la Cluj tot timpul au reușit să facă o atmosferă incredibilă acolo și sperăm ca și de data asta să se ridice la nivelul așteptărilor noastre, ceea ce nu mă va surprinde, pentru că știu că oamenii de acolo iubesc foarte mult sportul și tot timpul au fost alături de sportivi. Brăila nu e un oraș mare, dar are o tradiție în sport, a avut echipă bună de volei, este și echipa de handball care acum joacă în prima ligă. Vor veni fani din Brăila la Cluj? Nu este exclus, noi nu știm aceste detalii, însă la meciurile de acasă tot timpul sala a fost plină și chiar le mulțumim pe această cale. Ai un mesaj pentru ei, pentru suporterii din Brăila? Bineînțeles, le mulțumim că datorită lor am reușit tot ce am reușit. Tot timpul ei au fost alături de jucători și ne-au ridicat și ne-au încurajat exact în momentele cheie. Mulțumesc mult și mult tobac! Mulțumim și noi!